Arată cineva pe el. Ia dă-mă, nu dă-mă, să vedea ce. Ia. Stai puțin să aprind. Așa, bun. Salut, Serghei. S-a furat? Ce s-a făcut, da? Salut, mă vezi? Da. Da. Bun, ce vreau să vorbesc cu tine? Ce zici de politicienii noștri că nu vor să dea niciun ban la ăștia cu Horeca? Unde sunt banii? Tu ce zici? Păi au zis că vine acum, n-ai zis că de la Horeca, că vă umple de bani, vă dă mai mult păi decât n-au câștigați. Dat deloc. Unde? Unde? N-au dat nimic, n-au dat niciun ban. Păi azi parcă vă zic că nu știu câte miliarde de euro au adus și vă... Păi miliardele alea... Unde sunt miliardele că nu se văd? Aia e. Toți se plâng că n-au luat niciun ban și toți patronii zic că n-a venit niciun ban la ei. Păi patronii zic, dar și patronii ce au făcut? Au stat în casă. Păi au ieșit ce au ieșit. Au ieșit, dar au ieșit degeaba. N-au făcut nimic. Degeaba iasă lumea în stradă că ei tac din gură și nu fac nimic. Nu se întâmplă așa, ia gândește-te că așa au zis și ea pe vremuri și când a ieșit multă lume și cu la Ceaușescu și cum pe Ponta nu l-au dat jos cu colectivul, pe ăștia nu au băgat la Pârnaie cu cine nu sare merge la Pârnaie, cum? Sunt păi, atâtea exemple. Păi nu e problema să dea jos pe cineva, e problema să bage banii unde trebuie, nu să dea jos, e problema să dea jos pe cineva. Dacă nu-i dai jos, iei banii, îi bagă în ONG-uri. E foarte simplă povestea. Și bagă, pe seama, ne-am împrumutat, nu mai avem mai el. Și nu s-a întâmplat nimic. Îl auzeam pe ministru acum că spunea vom face autostradă, nu știu ce colț a țării. Zic, mama, am pus-o... Vor face 10 metri de autostradă. Mamă, când a zis anul ăsta, dăm drumul autostrada, nu știu ce a spus el, două orașe. Păi facem autostradă ce? Bucăți de autostradă? Ce facem? Bucăți? Asta. Și m-a încărcat pe mine de râs. Și mama, am dat drumul la radio, că eram în mașină, zic, mama, am pus-o și noi, mama, mai facem 100 de kilometri, 200 de kilometri, facem 15 kilometri între... Păi ce facem? Mergem cu mașina pe bucăți, ce facem? Mergem pe bucăți, nu mergem, nu e bine, pe bucăți. Păi da, nu, dar e problema asta, că facem parte din Uniunea Europeană, nu știu ce, cer bani la aia, dar nu se văd nimic. Unde? Unde sunt banii aia care în alte țări au dat bani la toate barurile, la toate chestiile astea și la noi nu se vede nimic. Iasă lumea în stradă, morți de foame, că nu știu ce și ăștia ce fac. Păi, dar nu numai au dat bani în toate domeniile, tot ce s-a închis afară. Păi, dar noi avem economia așa puternică cum avea afară. Păi, noi am făcut așa fel încât să... Afară, dar nu la noi. Aia e problema, afară. Dar nu la noi. Zicem că facem parte din Uniunea Europeană. Unde facem parte din Uniunea Europeană? Să nu se vede. Facem parte din Uniunea Europeană când trebuie să ne impună pe un președinte, când trebuie să ne impună un guvern, când trebuie să ne impună o regulă, când trebuie să cumpărăm de la ei toate prostiile. Nu cumpărăm de la ei. Cumpărăm absolut totul. Ne-au închis agricultura, ne-au închis că nu mai există măr, nu mai există legumă, nu mai există dudă, nu mai există... Așa. Facem parte din Uniunea Europeană, dar nu suntem țară concurentă cu ei. Noi suntem... Noi nu producem nimic. Asta e problema. Nu mai producem nimic. Știi care e problema? Nu că suntem țară mică, că este problema că suntem proști, nu că suntem țară mică. N-am zis că suntem țară mică, am zis că nu suntem țară concurentă. Ai văzut Cehia, ai văzut Slovacia, ai văzut Croația, care e un sfert, ai văzut Muntenegru, Occident, te sperii. Păi da, dar ăia au politicieni șmecheri care știu să se impună, ăștia sunt căței, ăștia nu știu să se impună. Au politicieni și mecheri una la mână și oamenii votează, domne, dacă stă toată lumea acasă și iese votează, dar votează pe cine trebuie. Dar noi votăm pe unii care nu știu ce să facă, asta e problema. Ăia știu ce să facă, ăia știu ce să facă pentru țara lor. Ăștia nu știu ce să facă pentru țara noastră, ăștia știu ce să facă pentru ei. Pentru propria lor persoană, nu pentru noi care i-am votat. Asta e problema. Păi da, dar vezi că la noi lumea tot nu înțelege. Lumea nu iese la vot și la noi ne conduc unii care au câștigat din 30, că au și 30%, au câștigat 15. Te conduc unii cu 15 și au pretenții că au câștigat. Ăla care a câștigat după lege, care au luat 30 ceva, care trebuia practic să formeze,
să formeze guvernul. Guvernul. A ieșit președintele, a călcat Constituția, a spus, păi nu pun niciodată un prim-ministru de la ăla. Păi guvernul nostru, ăsta cum zice, îl formează președinte. De unde până unde să formeze guvernul președinte? Ce treabă are el cu guvernul? Să stea treaba lui acolo. Păi dacă calcă Constituția în continuu și tot nu-i spune nimeni nimic. Bravo, mai are Constituția, e bine. N-are treabă el cu guvernul, că nu e Che Guevara, nu e Fidel Castro să pună el guvernul. El n-are nicio treabă. Guvernul e votat de populație, nu e votat de Iohannis. Păi și dacă îl pune el, ce-i face? L-a pus și a plecat la schi. Păi da, a pus pe lui. Iohannis, ca să se rezolve situația cu guvernul, aștepta să se termine sezonul de schi. Și va veni păi și președintele nostru să facă ordine în țară. Păi da, să duce la schi, că nu-l interesează pe el ce treabă avem noi. Asta e bună, schiu. Bine, păi da, mulțumesc de tot. Bine, mulțumesc mult, sănătate. Hai, pa, pa.